Trei reprezentante ale Partidului Aur au dorit să discute cu Diana Șoșoacă, Luis Lazarus și Cosmin Gușă. Diana Șoșoacă a refuzat discuția cu amenințarea chimării poliției. Dacă aveți frică de Dumnezeu, dacă cu adevărat vă pasă de viitorul României și al copiilor voștri, nu vă erosiți votul pe personaje ca Șoșoacă, Gușă, Lazarus. La parlamentare, SOS nu va mai trece pragul și votul dat lor se va redistribui către PSD PNL. La prezidențiale va fi la fel, invidia nu va trece pragul, ba mai mult, este posibil să lovească cu toate forțele în candidatul suveranist, care fără îndoială va fi George Simion, transmite președintele Partidului Republican din România, Marian Cucșa. De asemenea, acesta afirmă faptul că, aflându-ne în anul alegerilor, multe lucruri negative sunt ținute ascunse de ochii românilor, de aceea îi îndeamnă pe cetățeni să reflecte cu mare atenție asupra deciziei din cabina de vot.